Bună ziua, numele meu este Bratu Corina, vin în calitate de recenzor pentru a efectua recensământul pe anul 2020. Trebuia făcut puțin mai devreme în aprilie, datorită pandemiei, de acum începem. Aș dori să vă pun câteva întrebări și dacă sunteți de acord, să începem interviul. Sigur. Așa începe fiecare discuție între recenzor și persoana chestionată. Este un interviu față în față cu persoana care deține exploatare agricolă, ori zootehnică. Teren arabil lucrăm, dar nu este pe proprietate. Da. Deci să zicem că avem în arendă undeva la 10 hectare. 12 hectare, ok. Total teren arabil, 12 hectare. Fac obiectul recensământului general agricol doar exploatațiile agricole care utilizează suprafețe de teren mai mari de 15 ari, respectiv 1500 de metri pătrați, și sau dețin efective de animale sau au efective de păsări. Deci nu toate exploatațiile agricole vor fi vizitate de recenzori. Pentru ca această acțiune să fie eficientă, recensământul beneficiază de suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale. La acest recensământ vorbim despre o colectare a datelor nu pe suport de hârtie, așa cum eram obișnuiți, ci avem o colectare electronică. Este vorba de un chestionar care este un chestionar electronic care este instalat pe un terminal informatic, respectiv o tabletă. Dintre cei 673 de recenzori, Corina Bratu activează pe zona orașului Urlați, din Prahova. Recunoaște că activitatea este una care implică multă determinare. Eu zic că o să fie bine. Trebuie să fim foarte atenți, să colectăm datele exacte, pentru că ele trebuie transmise mai departe și trebuie să... Am înțeles că se transmit atât la nivel european cât și național. Așa, este o treabă destul de laborioasă. Dar sperăm să iasă bine. Cum sunt oamenii? Ce spun atunci? Că totuși au destat destul de multicel. Cam cât timp durează? Undeva la 40-50 de minute, datorită de faptul că acum suntem cu tableta și avem de colectat atât. Oamenii, majoritatea care am fost, au fost ok. Totul a zis că sunt bine. Noi ne ocupăm doar cu creșterea animalelor. Sector vegetal nu avem. Doar zootehnie. Dar aveți ce povesti. Da. Cum a fost anul 2020, să spunem așa, că practic la el se referă? Și bun, dar greu. A fost acceptabil, un pic secetos. Se referă la date și informații despre suprafețele agricole utilizate și modul în care au fost cultivate aceste suprafețe de teren în anul de referință 2020, pentru că la el ne referim, efectivele de animale deținute la momentul de referință, respectiv 31 decembrie 2020, adăposturile pentru animale. De asemenea, avem un capitol referitor la agricultura ecologică. Datele colectate din țara noastră vor fi folosite de către specialiști și la nivel european.